Consilierii de la Primăria Municipiului Târgu Jiu au aprobat astăzi intrarea unui nou membru în Consiliul Local. Maria Popescu este noul consilier municipal din partea PPDD. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt încălcate condițiile de eligibilitate. Noul consilier a depus jurământul promițând să-și desfășoare activitatea numai și numai în interesul cetățenilor. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Târgu Jiu. Maria Popescu a fost validată ca și consilier local în urma plecării din PPDD a lui Alexandru Picui. Motivele demisiei au fost personale. Da. Motive personale. Care ar fi acestea? Problema este că am timp mai mult liber și mă apropii și de vârstă, așa cum am spus, de vârsta de pensionare. Nu v-a mai interesat faptul că veți pleca și din Consiliul Municipal? Nu.